Muzeul de artă din Constanța a fost înființat pe baza colecțiilor de pictură și sculptură ale Pinacotecii Primăriei Constanța și a celei de la Balcic, deschisă între anii 1935-1937. De-a lungul timpului, muzeul s-a îmbogățit cu lucrări importante transferate aici de la Muzeul Național de Artă din București, dar și cu achiziții și donații făcute de artiști precum Marius Bunescu, Ion Jalea sau Boris Caragea. Prezent este adăpostit în două clădiri, cea veche din anul 1895, construită cu destinația de școală, și o clădire modernă ridicată între anii 1980-1982. Istoria este una destul de îndelungată, pentru că el nu s-a aflat nici aici și nici în forma actuală ca și colecție încă de la începuturi. S-au format niște colecții, la început au fost colecțiile municipiului Constanța, la care s-au adăugat mai târziu colecții de la Balcic, iar prin donații, prin transferuri și prin achiziții, colecția Muzeului de Artă Constanța a continuat să crească și ea crește în fiecare an cu anumite lucrări de artă. Practic, în ultimii 2 ani au fost, de asemenea, nu neapărat achiziții, dar donații foarte multe făcute de artiști și de familiile acestora și, practic, putem vorbi de un muzeu care este în continuă creștere și înflorire. Muzeul de Artă Constanța are încă două sedii, încă două muzee, secții ale sale, aș putea să le spun. Muzeul de Artă Dinu și Sebasta Vintilă din Topalu este în județul nostru, dar ceva mai departe, și este o colecție deosebit de interesantă prin faptul că ea a aparținut doctorului Vintilă și povestea sa este una extrem de tumultoasă. Iar o altă secție este Muzeul Ion Jalea, un muzeu dedicat exclusiv sculpturii. Practic, nu numai la sediul nostru pot fi văzute aceste expoziții deosebite, ci și în sediile Muzeului de Artă Constanța, cum spuneam, în cele două secții ale sale. La ora actuală, în Muzeul de Artă Constanța putem vedea expoziția intitulată Tu, a artistului plastic Aurel Vlad. El a fost decanul Universității Naționale de Arte din București și este un sculptor foarte apreciat la nivel național și internațional și este o mare bucurie pentru noi că am putut aduce un astfel de nume la Constanța. Până astăzi s-a putut viziona expoziția Peisaj Dobrogean a artistului constanțean Florin Ferendino, iar astăzi la ora 4 îi invităm pe cei interesați la un vernisaj cu totul și cu totul deosebit. Este vorba de un vernisaj, o expoziție, de fapt, a studenților Universității Naționale de Arte din București, curatoriată de Liviu, lector universitar dr. Liviu Iepuraș. Avem, de fapt, o îndelungată și bogată activitate împreună cu această universitate importantă de artă, de specialitate din București, dar avem o facultate deosebit de frumoasă și la noi în Constanța și avem practic activități cu studenții mai tot timpul, care se desfășoară aici la muzeul nostru, redescoperind muzeul fiind un astfel de proiect în care invităm studenții de la arte să descopere frumusețea lucrărilor de artă de la noi din muzeu, venind și lucrând aici, chiar în proximitatea lor. Ce alte evenimente găzduiește Muzeul de Artă în luna octombrie? În afară de aceste două expoziții aflate la parterul instituției și la ultimul etaj, noi avem în permanență lansări de carte, concerte, evenimente care practic au legătură cu muzeul nostru, dar sunt cumva și conexe acestora, adică sunt evenimente organizate fie de școli de artă, de liceul de artă, de universitate, de
tot felul de... Ultima expoziție interesantă, vernisată săptămâna trecută, a fost una de fotografie, un concurs național adresat tinerilor fotografi. Această expoziție poartă denumirea inspirată de Anatole Magrin, care a fost primul fotograf al Constanței, și în cinstea acestuia, împreună cu fundația care îl reprezintă, am organizat această primă expoziție concurs a tinerilor plasticieni și artiști fotografi, și vom avea și lansarea albumului și un finisaj cu premierea celor mai bune imagini. Această expoziție, spuneam că are loc în sala de secol 19. Care este intervalul orar în care oamenii pot veni să viziteze Muzeul de Artă? Începând de acum, din octombrie, intervalul este 10-18, pentru că până acum am avut un orar de vară și vremea a ținut cu noi și a fost ceva mai devreme, de la 9 la 17. Care este costul unui bilet? Costul unui bilet este absolut modic, 10 lei costă un bilet pentru adulți, 5 lei este pentru pensionari și 2,50 lei pentru elevi și studenți. Un îndemn pentru cei care vin în Constanța și vor să viziteze sau nu aveau un plan, dar au auzit de Muzeul de Artă, de ce ar trebui să vină să viziteze? Îi așteptăm cu mare drag. Credem că avem o colecție unică, extraordinar de bogată, de diversă, o colecție de artă care reprezintă nu numai frumusețea litoralului românesc și a Balticului, dar este o colecție care adună toate marile nume ale artei moderne și contemporane.